și domnilor, după ce am fost pe urmele inimii Reginei Maria la Balcic, la Pelișor și Cotroceni, după ce am călătorit pe urmele lui Matei Caragiale, însoțiți de Răzvan Luscov prin Bucureștii Crailor de Curtea Veche, iată-mă acum în postura de a vă invita într-o călătorie la rândul ei plină de farmec și de primejdie și inițiatică, după cum au fost și celelalte două, și anume călătoria Sabinei Fati pe drumul Mătăsii. Singură pe drumul Mătăsii, 80 de zile, 15.000 de kilometri, 2.500 de ani de istorie. E o carte de curând apărută în portofoliul editurii Humanitas și o carte care deja s-a impus ca bestseller, ca lucru deosebit. E la al doilea tiraj, nici nu știu dacă autoarea are știință despre acest lucru. E la al doilea tiraj în doar câteva săptămâni și la a doua lansare în București, lansare pe care de altfel cred că am promis-o încă de la apariție. Cu adevărat, e o carte care s-a impus prin ea însăși, pentru că Sabina Fati, ca autoare de astfel de tip de carte, cumva debutează odată cu singura pe drumul Mătăsii, ceea ce pentru mine e un semn clar că voi, dumneavoastră, cititorii, ați găsit că e o carte ce nu trebuie ratată. Și spun acest lucru în cunoștință de cauză, singură pe drumul Mătăsii, din mai multe pricini pe care, pe semne invitații de astăzi a editurii Humanitas, Tania Radu, Gabriel Liceanu, le vor sublinia la rândul lor, pricini de a nu rata întâlnirea cu o experiență singulară, povestită impecabil de Sabina Fati. Intervenția mea va fi foarte scurtă, vreau pur și simplu ca joc și ca deschiderea gustului de lectură să vă împărtășesc o lectură în paralel pe care am făcut-o și o coincidență care m-a amuzat și în același timp m-a pus pe gânduri, prilejuită de lectura cărții Sabinei Fati. După cum pe semne știți, există un înainte mergător al Sabinei Fati pe drumul Mătăsii și numele lui e Milescu, Spătaru Milescu, celebra descriere a Chinei. Și vă citesc în paralel câteva rânduri ca să vedeți cum, de fapt, doar ni se pare că se schimbă ceva pe lume. Cu Milescu suntem hăt-hăt cu câteva veacuri bune în urmă. Capitolul al 11-lea din Milescu Spătaru. Ce fel de fire au chinezii, cum sunt la înfățișare, cum le sunt datinile și spre ce sunt mai înclinați. Încă în vechile sale cărți, Aristotel, vedeți, Spătaru citea Aristotel, a scris despre asiatici că sunt mai înțelepți decât popoarele europene, iar despre europeni că sunt cu mult mai viteji decât asiaticii. Tot așa și astăzi se poate spune despre chinezi același lucru, deoarece chinezii sunt față de noi, europenii, tot așa de viteji ca și femeile față de bărbați. În ceea ce privește înțelepciunea, sunt cu mult mai presus, pentru că ne întrec prin ascunțimea minții. Și aici, atenție! Sunt însă și reți, mincinoși, vicleni, înșelători, bănuitori în orice lucru și întotdeauna bucuroși să-i amăgească pe străini. Și sar câteva secole în cartea Sabinei Fati, capitolul Cum am fost păcălită de două chinezoaice la Beijing și cum a căzut Bertolucci în capcana lui Mao. Și aici Sabina ne povestește cum au convins-o două chinezoaice și mai cu seamă una îmbrăcată în mov și care îl mai și laudă pe locuri pe Mao, să bea un ceai care făcea vreo 100 de dolari, noroc că Sabina a negociat și l-a obținut doar cu 15. Și așa mai departe. Sunt multe de aflat din cartea Sabinei Fati, o carte construită pe două registre, acela confesiv al mărturisirii, al eului pus în pagină ca martor la tot felul de astfel de întâmplări
și un al doilea registru, cel serios, grav, al analizei geopolitice. Cea din tâi pe care o rog să continue lansarea, Tania Radu, care semnează o minunată prefață și un foarte frumos și verificat de realitate portret al Sabinei Fathi. Mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici. Am scris cu bucurie prefața la cartea Sabinei Fathi și am mărturisit în finalul ei că am citit manuscrisul, cartea în șpalt, cu o anumită neîncredere. M-am temut că o să am în față cu totul altceva. Până la urmă, cartea m-a câștigat enorm și încep prin a vă spune că aveți în față o carte cu totul specială, care lansează un format înainte de orice, numai că Sabina Fathi nu s-a gândit la acest cel, ci pur și simplu a pus pe hârtie în asamblajul pe care l-a crezut mai potrivit, o experiență unică. Este o carte unică nu pentru că Sabina Fathi a făcut pentru prima oară acest drum, ci pentru că sunt două paliere pe care Lidia Bode le-a enunțat. Mie mi s-a părut că cumva sunt trei, cred că am mai împărțit unul în două felii. Și avem un reportaj notat la cald sub forma unui jurnal de călătorie. Avem o parte de istorie care e inserată extrem de ingenios în masivul volum pe care îl vedeți și avem un eseu politic de mare curaj, de mare acuratețe și care explică lucruri pe care nu știu de ce nu ne dorim suficient de mult să le aflăm. Ar trebui să ne gândim fiecare dintre noi cât de mult știm și din ce surse știm în ultima vreme ce se întâmplă dincolo de granițele României. Și dacă știm ce se întâmplă, care este înțelesul acestor evenimente despre care când și când, când sunt dramatice, cum avem în ultima vreme, ni se comunică, dar înțelesul, liniile de forță ale acestui mecanism al lumii contemporane ne scapă și a ajuns să nu ne prea mai intereseze. Sabina Fathi face deci un mare act de curaj, nu doar prin ideile pe care le conține eseul politic din această carte, extrem de ușor de citit pentru că e până la urmă asamblat cu literatură, ci și pentru că își ia rolul de a suplini o lipsă. Cărți despre călătorii în Asia, despre locuri exotice, s-au publicat și cu multă lume, ca și acum, și la târgurile de carte. S-au vândut foarte bine, suntem dornici să aflăm experiențele celor care călătoresc azi. Dacă veți fi ajuns să citiți interviul dat de Sabina Fathi lui Cristian Pătrășconi pe site-ul La Punct, veți fi înțeles poate mai bine ce anume și-a propus și ne mărturisește abia acum. Și-a propus să verifice foarte tehnic și jurnalistic și investigativ cum sunt granițele în continentul vecin cu Europa. O chestiune care pare administrativă, dar nu este. Ea vorbește despre regimurile politice de acolo și care sunt regimuri totalitare, cel puțin în cele 10 țări prin care trece ea. Sunt regimuri de mână foarte, cum se spune, pentru că astăzi camuflajele sunt mult mai subtile decât erau pe vremea regimului comunist din România. Avem deci un palier al reportajului scris la cald, foarte frumos, foarte uman, în care o să găsiți o frumoasă temă a fricii. O jurnalistă singură, care arată așa cum o vedeți pe Sabina Fathi, cu un imens rucsac, cu pașaport și vize de turist, călătorește prin țări foarte complicate, de una singură, și se întoarce vie și nevătămată. Sunt acolo frici puse discret în pagină, care dau căldură umană acestui superb eseu politic. Insist pe acest lucru. Nu știu dacă pot să vă mai atrag cu ceva, cu ideea că sunt multe povești
savuroasă în cartea sa din Efati, care scrie auster de felul ei. Nu e niciun cuvânt în plus, ca și în articolele pe care le scrie în presa, în România literară, cum bine știți și nu numai, scrie auster, dar aceste scene, ca și aceea cu cele două chinezoaice de la Beijing, au umor, au autoironie și vă fac să vă apropiați de experiența concretă a călătoriei ei. Se vorbește undeva de un profesor de limba franceză, exilat din Basarabia, în Tajikistan, cred, și care ajunge să capete un post de profesor la un liceu acolo. Le învață franceză pe eleve 10 de ani, ca la un moment dat, absolut din întâmplare, să se descopere că el nu le învăța franceză, ci română. Nimeni acolo nu băgase de seamă lucrul acesta, pentru că era foarte în vârstă, a fost iertat chiar dacă era într-o țară cu regim autoritar. Mai este o poveste unde se pun banii când călătorești în condițiile în care a călătorit jurnalista Sabina Patri. Și acolo un tub gol de pastă de dinți este întotdeauna foarte folositor. Mai sunt povești, de acum nu nimic de umor, ci povești răscolitoare despre femeile uigure și despre soarta lor, despre diferențele de castă, ca să zic așa, deși noi suntem în țări ale castelor, care sunt foarte marcate în Asia și cu care noi putem să măsurăm libertățile pe care le avem în România, așa cum sunt ele franjurate. Nu mă întind prea mult pentru că timpul trece și îi dau cuvântul domnului Gabriel Licea. Mulțumesc, Tania Ratu. Bună ziua, domnilor și domnilor. Am ținut în mod special să vorbesc pentru lansarea cărții Sabinei Fati. Am să o fac sub forma câtorva flash-uri. Primul flash. Dacă s-ar fi instituit un premiu pentru isprava anului 2014, n-am nicio îndoială că ar fi trebuit conferit doamnei Sabina Fati. Pentru cea mai formidabilă isprava anului. Nu cred că este normal, obișnuit, ca un om de 52 de kilograme, cărând în spate un rucsac de 30 de kilograme, să străbată 10 țări de andoaselea, o să vă spun cum, parcurgând cei 15.000 de kilometri în 80 de zile. Asta este o ispravă, dacă nu o nebunie, care frizează eroismul. Eu mă bucur că s-a întors vie printre noi și că o familie o are în continuare alături de ea. Sper că nu va repeta aventura, pentru că ceea ce ne-a adus ea de acolo este lumina cunoașterii unei lumi care pentru noi este în întuneric, dar nu cu prețul ăsta. Deci, Sabina Fati, vă rog frumos, nu mai faceți asemenea grozăvii. Cum să mergi 15.000 de kilometri până la celălalt capăt al lumii, traversând țări în care, la tot pasul, suspiciunea, privirea pașaportului, așteptat un picioare la graniță, pe un vârf de munte, ore întregi ca să poți să pui piciorul dincolo, o femeie singură, albă, într-o lume în care ceilalți se strâng să o privească ca pe o altă arătare a lumii și să reziste nervos la această probă, credeți-mă că e o formă de eroism. Deci asta odată. Premiu pentru isprava anului 2014. Dacă e să luăm isprava cărților, care e un târg, cartea Sabinei Fati este una dintre top 5 ale isprăvilor de carte ale acestui târg. Nu e ușor să faci așa ceva. După ce se întoarce dintr-o călătorie de genul ăsta, scrie o asemenea carte atât de voluminoasă, în care împletește într-un mod absolut de neînțeles, ca și călătoria, o istorie culturală reală de 2500 de ani, o istorie politică făcută de un analist politic de vârf, așa cum nu s-a făcut la noi până acum niciodată, și în sfârșit un jurnal de călătorie scris cu un talent impecabil. Care este folosul și miracolul acestei cărți? Românii, dacă ar sta cu fața
pe harta Europei, în mijlocul țării noastre, s-ar uita, dacă mai avea o privire binoculară în care un ochi ar putea privi în stânga spre vest și unul în dreapta spre est, ar trebui să recunoaștem că nu știm să descriem ce vede ochiul spre est. În timp ce oricare dintre dumneavoastră în stare să refacă traseul călătorii București-Barcelona, bănuiesc pe orașe în două clipe și să spună exact ce țări va traversa și prin ce orașe va trece, dacă vi se cere să spuneți ce se petrece în estul nostru, bănuiesc că nu puteți să spuneți niciunul dintre dumneavoastră. Deci, formidabilul acestei cărți este că deschide o poartă în ceea ce pentru noi, în ceea ce pentru noi reprezintă necunoscutul. Tot ce știm despre partea asta a lumii, despre aceste 10 țări, 10 țări, numai numele lor vă trezesc o tulburare, sunt sigur că plasamentul lor pe hartă ne este majorității necunoscut. După ce a ajuns cu avionul la Beijing, a luat-o înapoi spre București. China, Kirghizistan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Azerbaijan, Georgia, Turcia. Știți să spuneți un oraș din aceste țări? Unu? Știți, din basme. Samarcand, Buhara și mai știți și altele. Dar în rest, nu, iertați-mă, nu vreau să pun în lumină ignoranța, decât ignoranța noastră, a oamenilor care privim spre vestul Europei de două secole cu toată ființa noastră. Nu am avut posibilitatea să privim către zona Marelui Orient, mijlociu sau îndepărtat. Acum aveți ocazia să o faceți. Este o privire totală aruncată pe această lume. Repet, simultan culturală, simultan politică, simultan de descriere de călătorie cu toate peripețiile ei. Ce aflăm la capătul acestei povești? Descoperim o lume, o lume în care n-am vrea să trăim, în care n-am vrea să trăim, în toate aceste țări domnesc caste, familii, cu o mână forte, de neclintit, cu o mentalitate medievală, cu o viață economică precară, bazată exclusiv pe comerț, de produse naturale și produse manufacturiere, și care nu privesc spre vest decât ca spre o piață culturală, dar nici de cum ca spre un model cultural. Privirile acestor țări pe care vi le-am înșirat, cu excepția Chinei, evident, sunt îndreptate spre Rusia, așa cum sunt ale noastre îndreptate spre America și sunt îndreptate spre Moscova, așa cum sunt îndreptate ale noastre spre capitalele mari ale Europei. Asta e miza acestei cărți. Dacă vreți să adăugați, să ștergeți o pată albă de pe harta politică și geografică a vieților noastre, atunci vă rog să deschideți cartea asta. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos pentru acest portret, poate puțin exagerat. Sunt mult mai mică și... nu chiar. Da. Într-adevăr, nu trebuie să mergi până la capătul lumii ca să-ți testezi limitele și ca să-ți dai seama că norocul nu ți-l faci tu, ci depinde de împrejurări. Că atunci când ești într-un vârf de munte, singur, tu cu muntele și cu soldații, îți dai seama că norocul depinde de soarta de acolo. Că nimic nu te poate salva dacă soldații de la 4.000 de metri din Pamir, unde se află granița dintre Tajikistan și Kirghizistan, dacă ei nu te lasă să treci sau dacă vor să-ți fure bagajul sau dacă vor să-ți facă altceva, pentru că acolo dintr-o dată m-au înconjurat și s-au uitat la mine unii ca la o prăjitură, alții ca la o pradă sau cine știe ca la o victimă. În fond, dacă rămâneam fără rucsac, rămâneam fără nimic. Sigur, așa cum a povestit Ania, înainte să urc în munte, m-am căutat unde să pun banii. Aveam dolari în câte 5 și 10 bancnote, ceea ce înseamnă
teancuri mai mari, că ai nevoie de bani să mituiești pe cineva sau ai nevoie de bani să plătești o cursă cu autobuzul, cu o mașină pe drum. Și în pasta de dinți să știți că n-au încăput, pentru că pasta de dinți acum nu mai e din metal și nu se mai poate răsuci, se pare naturală. Și atunci unde poți să-ți ascunzi banii? În bocanci e primul lucru unde se uită cineva care te controlează. În bustieră e la fel de banal. Așa că eu i-am împrăștiat peste tot în rucsac, cu gândul că ori îmi fură rucsacul, ori pur și simplu reușesc să trec. Oricum, pe piele, sub tricou, aveam un portofel, există acum, poți să-ți lipești pe piele un portofel de culoarea pielii în care îți ții lucruri, cum ar fi pașaportul și cardul. Și ele te-ar putea salva la o adică dacă rămâi fără restul. Dar să știți că am avut noroc și oamenii aceia m-au lăsat să trec mai departe pentru că eram atât de singură și pentru că, cine știe, nu erau interesați de mine. Plecând mai departe, coborând din Pamir, de pe acoperișul lumii, așa cum îl cunoaștem noi, spre capitala tadjică, spre Dușanbe, drumul meu a mers pe lângă râul Panj, care se transformă ulterior în Amudaria sau Oxus, pentru cine a citit în antichitate, locul unde se despărțea civilizația persană de civilizația turanică. Și Panjul desparte astăzi Tajikistanul de Afganistan, o lungime de aproape 500 de kilometri. E o graniță nepăzită, în care la început poți să treci cu piciorul din Afganistan în Tajikistan și invers. Pe acolo vin drogurile spre Rusia și de acolo mai departe uneori spre Europa. În Tajikistan n-au nevoie de droguri pentru că ele cresc în curte. Nimeni nu-i controlează și fiecare familie are o mică cultură de marihuana. E ceva obișnuit, cum creștem noi pătrunjelul. Drumul mătăsii e liber pentru droguri, e liber pentru arme. Nu e liber pentru alte lucruri. Nu e liber pentru democrație, nu e liber pentru comerț obișnuit. În zona aceasta, între Hinducu și Pamir, trăiesc ismailiții. Sunt musulmani pașnici, însă dintre ei, în secolul al XI-lea, se spune că s-a despărțit secta asasinilor. Precursorii terorismului actual, asasinii s-au mutat într-o fortăreață celebră în Iran, pe lângă care am trecut, Alamut. Și de acolo au terorizat cu acțiuni similare cu cele care se întâmplă astăzi întregul spațiu între China și Europa. Toate drumurile mătăsii au fost terorizate de această sectă a asasinilor. De fapt, dacă ne uităm în istorie, vedem că pe drumul mătăsii n-au venit doar hârtia, mătasea, bijuteriile, tratatul lui Avicena, mirodenile. Pe același drum au venit și praful de pușcă și ciuma neagră și Genghis Khan și Timur Leng și Ogutai, fiul lui Genghis Khan, care a bătut la porțile Vienei. Să știți că în istorie toate valurile de migratori și de barbari, care barbari, poate nu erau totdeauna barbari, pentru că și Genghis Khan și Timur Leng au ocrotit drumul mătăsii, l-au făcut să fie liber și au reconstruit zonele pe care înainte le-au prădat. Dar să știți că întotdeauna valurile de migranți și de ocupatori care vin din Est câștigă în fața Europei. Să sperăm că de data asta nu o să fie așa. Mulțumesc! Doar două precizări tehnice înainte de sesiunea de autograf a Sabinei Fati. Cartea are o hartă făcută de Mihai Coșulețu, hartă închipuită tocmai cu gândul de a vă ajuta să vă configurați această Dark Side of the Moon despre care a vorbit și Gabriel Liceanu. Și de asemenea există, atât cât a putut scoate și aparatul de fotografiat din buzunar și a putut, niște splendide fotografii martor pentru călătoria Sabinei. Autografe. Vă mulțumim!